pentru că reunește reprezentanții tuturor sferelor de putere ale județului, cei mai puternici oameni de afaceri, șefii celor mai importante instituții argeșene, parlamentari și reprezentanții administrației publice, balul Ancheta este de mai bine de un deceniu unul dintre cele mai așteptate evenimente de socializare ale anului. Presa are un singur rol, să aducă informație la timp, la obiect, adevărată, echilibrată. Atât. Nu neapărat informația care vă convine, dar adevărată și echilibrată. Orice se întâmplă în relația dintre mediul public și presă, în afara acestor termeni, nu este sănătos. Este o deviație, o boală și trebuie tratată ca atare. Nu pentru noi cei din presă, ci pentru dumneavoastră și pentru generațiile care vin din spate. Tema de anul acesta a balului Ancheta a fost New Generation. Pentru că de câțiva ani buni în toate domeniile mediului public se face un transfer între generații, Ancheta a ales să marcheze acest lucru ca temă a anului 2015 în evenimentul de vineri, inclusiv în catalogul celor mai puternici oameni din Argeș, acolo unde a fost prinsă și o secțiune special dedicată noii generații. Doamnelor și domnilor, cel mai puternic om al Argeșului în anul 2015, prin cumul celor mai multe nominalizări în catalogul Ancheta, sunt onorată să-l invit alături de mine pe domnul Gheorghe Badea, președintele grupului de componente auto, industrial de componente auto. Domnia sa întrunește al doilea an consecutiv numărul maxim de voturi din acest catalog. Domnule director, felicitări, sunteți evident un exponent al mediului privat, dar al mediului public în general din județul Argeș și cu siguranță tot ceea ce ați construit până în acest moment este reflectat de felul în care oamenii din acest catalog, oameni de seamă, vă văd, vă percep și iată, nu îi neglijează să vă nominalizeze. În mod deosebit am remarcat mesajul pe care l-a dat doamna Bădulescu și să fie un început, să fie un început pentru tot ce înseamnă mass media, nu numai în județul Argeș. Și am dorit ca în toate domeniile să fie un început al societății românești.